ca să dai din biserică. Dar rugăciunea este la îndoială Părinte de Dumnezeu, care îți place lui Dumnezeu. Duhul rugăciunii este un dar pe care Duhul Sfânt îl pune în fiecare dintre noi. Mai mult sau mai puțin, îl facem mai activ sau mai puțin activ. În același timp, rupe o barieră care se ridică între noi și Dumnezeu. În încercarea de a ruga, se întâmplă totdeauna un o interferență a voinței divine cu voința umană. Dar să știți că niciodată rugăciunea nu se face fără stăruință și fără pietate. Eu sunt pietist. Dar vreau să vă spun că fără voința lui Dumnezeu nu am fi stare să ne rugăm și fără Tatăl nostru. Pentru că în momentul în care ne apucăm să ne rugăm, o mie de demoni ne asaltează. Când eram copil, mama mergea la biserică, nu eram și pe copii, mergea la biserică și copii fiind, spuneam că ne doar picioarele, că vreau să ies afară. Și mama îi spunea, măi, voi nu știți ce înseamnă rugăciunea. Ne dăbuie să mergați. Dar faptul că doar picioare, aceasta e rugăciunea voastră de Dumnezeu. Lucrăm într-un sat, era o crâșmă, oamenii deau, bărbați și femei, nu erau din crâșmă atunci, oamenii deau și se înjucau și se încălteau și în toate crâșmea era un singur demon, unul de cel mai mic, care dormea pe deșgea pentru că n-avea ce face. Dar în jurul, în satul acela, era o femeie văzută cu 7 copii și toți se rugau într-o seară. Și în jurul acestei case, o legiune de dragi are vrea. Frizăraților că în jurul bisericilor noastre, în banii de legiune de dragi, să vorbesc, încercă să mai spună. Pentru că unde se ducă demonul să lucreze? La discotecă? La crâșcă? Pe plajă? Pe care noi o practicăm pe când ne stăm putință și demonii ne încontrăm de depărție și o vesc acolo unde este mai mare sensibilitatea noastră spirituală. Pentru că se poară doială, pentru că se poară gândul că degeaba te rogi, pentru că se poară gândul că ai ceva mai bun de făcut, sau se poară gândul că rugăciunea aceasta va fi ascultat. Dar dacă stărim, trebuie să se schimbă. Dar a fost în închisoare, când am venit în închisoare și a fost în serioare despre credință, foarte. Am dat la medicină, știam anumite lucruri despre rugăciune, dar venind la București am asistat la începutul de lucruri aprins o organizație, cum te spun, o grupare de rugăciune și de credință pe care o făcuseră pentru Semiloare, pentru Chiuș, pentru Băguș, Ronescu, Sfântul de laici și de clerici, în care au vorbit în ciclu de rugăciuni și de predici, vorbind despre perea de deșert. S-a rămas surprins câte adâncuri ascunde rugăciunea, câte gânduri ce adânc duhovnicesc se găsește în ea și cât de mult putem să vă spune rugăciunii pentru a face din rugăciunea noastră și-a înțelată. Dar în setate, cunoașterea, am mers de la Părinte în chipuță, toate aceste lucruri sunt figuri extraordinare de cei care au dispărut în lucruri pe cursul primului, au murit, dar am lăsat în urma lor o dură luminoasă. Și mulți dintre noi urmăm această cărare pe care părinții noștri din țară le-au lăsat atunci. Îmi aminte la Părintele Chiricuț era cu bine că fiecare miercuri era o adunare în care se cânta, se predica și se dea întrebări, se dea răspuns.
Acolo am învățat foarte multe lucruri și ce, din ce în ce m-am adâncit până când în 1948 am fost arestat și am ajuns în închisoare unde, într-adevăr, am simțit că rugăciunea lucrează. Am stat în închisoare cu diversi oameni politici, cu diversi erari, cu diversi preoți buni, căruri. Și am înțeles că rugăciunea este strădată, foarte mare strădată. În momentul rugăciunei, în momentul de așez la rugăciune, ia vârtea ta. Și după primele cuvinte, după primele scurte rugăciuni pe care le faci, el îți spune în minte tot felul de gânduri lumești. Tot felul de lucruri neimportante. Până și ideea, ca să știi cât e ceasul, lucrează în mintea ta. Până și ideea de a ști dacă apare soare sau nor. Tot de ce crezi lucrează ca niște acțiuni nevinovate, care le strică glasul rugăciunii din inima noastră. Părintele Porfirie spune că aceste gânduri pe care ne vin nouă, în timp ce ne rugăm, sunt ca niște avioane. Le auzi departe, foarte încet, ca un zgomot așa, fără consistență puternică, și crește și crește și crește și gălătea sub capului tău, te copreșește cu zgomotul tău. Și apoi prind mai departe. Dar dacă intri în conversație cu ele, să ne oprim de Porfirie, ele fac din inima ta aeroport. Întreabă unii credincioși, păi de ce se fac asfântă împotriva gândurilor omenești care vine în minte? Cum fac? Primul lucru este ca să nu dai atenție, trebuie să lași să treacă în Dumnezeu peste capul tău. Al doilea lucru este ca să chem ajutorul Dumnezeu și al Dumnezeu și al treilea lucru este ca să nu deschizi inima ta pentru o conversație cu gândurile tale. Pentru că demonul este mai puternic decât noi. În primul rând trebuie să devin cu pietate și cu minință. Citind rugăciunile de spovedare, scrise de Sfântul Grădeau, de Sfântul Simeon Domnul Teolog, de Sfinții Bisericii noastre extraordinare pe care am învățat să le facem modele. În ceea ce părinte îmbunătățiți, mărturisesc ispitele pe care le-ați suferit, cântări curioase, răutăți, explicații raționale pe care vreți să dai rugăciunii tale. Eu de aceea vreau să simt oameni de metafoastră. Că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău ne-a chipuit în sufletul meu. Că ce atunci cu faptele am făcut. Desfârnare, prea desfârnare, mândrie, trufie, bașocură, cură, vorbă de șaptă, înfermătarea la râs, veție, răpămia, încântece, uipism, uipirea, răpăție, trăire de o fără de lege. Sfântul metafrasă. Când mă gândesc, când citesc această rugăciune, nu numai această, că această rugăciune de spovedanie, de pătășanie, mă gândesc câte răutos n-am făcut în viața mea. Dacă un sfânt este ispitit, cum să-mi fiu ispitit? Dacă un sfânt zice, am folosit vorbe de șarte, cerbătarea de speții, de comia pânteciuni, pismă, iubirea puție, iubirea puție, de șef, cum să fie oare plângurile mele, dacă nu sunt așa, de suferă pe acestea? Dar ceea ce spune Sfântul Pasul deja, știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele, și rebelele vezi, dar și grăința mea știi, grăința mea vezi și spirul mi-a auzit. Și ce spune Nega Doamne, Tata Doamne, Dumnezeul meu, Făcător și Dumnezeul meu, nici pe cătura de lacrimi, nici pe cătura de capar. Asta este mare consolare. Pentru Dumnezeu ia seamă, nu mai rugăciunată, dar efectiv. Ce și strădarea mea, mi-a mărucat. Diavolul spune că atunci când diavolul vorbează, atunci vede pe cineva că se roagă.
De ce se explică, de ce sunt așa de asemenea, așa de atacați în primul Crăciun? Este un duh rău care persecută tot timpul, este o armată de demoni care ne aduc toate cântul acestea plastice din lume, dar dacă nu sunt răutăți mari, dar este de ajuns că el ne desparte de Dumnezeu prin gândurile acestea omenești care se depun de noi și Dumnezeu. Gândurile te împresoară, amintele să pesc în liniștea, lucruri fără importanță, minimite. În toată zicea pe gândi cineva când te crești, te-ai curățit mintea de grijă de ține, pe care oricum care poți grijă de tot, de gheasă și vezi de care parte vine de altă. Și de aceea, îngerul de rugăciune, care le vechează, vine de-a dreapta ta, de-a dreapta se ferea de stânga ta. Te-a văd de rugăciune, încearcă să te înlături de la rugăciune, să rupă relația ta cu Dumnezeu, de-a îngerul îi spune în inimii atânduri curate, stătește mintea, acțiunea bună, ca să te opui tuturor influențelor rele, să faci o rugăciune pe adevărat în mișină. Părinte, dragi apăzare care ți-a auzit și care este duhovnic la Mesia, la Domnirea Macedonului, Mișinian, spune așa, atunci când te așezi la rugăciune, trebuie să corești mintea de orice închipuire. Și mici închip rugăciune să închipui nimic, pentru că Dumnezeu va pune mintea ta golită de imagini, Duhul Său cel Sfânt și te va umple de prezența Sa. Mărturisesc că și eu am încercat să arăt lucrul acesta. Adică să-mi golesc mintea de tot ceea ce consiste în aceasta și de relația mea cu lumea aceasta materială, dar n-am reușit. Sunt clipe în care reușesc, sunt clipe în care mă nasc deasupra acestor imagini, dar această ridicare în sus lucrează puțin din cauza necunoscutului. De aceea eu cred că fiind carne și suflet, fiind duh și minte, avem nevoie de niște trepte pentru a vigena sufletul acesta. Avem nevoie să ne agățăm partea rațională din noi, partea imaginativă din noi, de ceea ce vede în față și în special icoana. Icoana este ceea care face prima treabă în ridicarea noastră în domeniul spiritului. Este bine ca, dacă vin în fața ai o icoană, să-ți fixezi intenția ta asupra icoanei. Să faci din ea un mijlocitor, adică din Sfântul care reprezintă, un mijlocitor de tine și Dumnezeu. După aceea poți să-ți închipui viața Sfântului, să vezi Dumnezeu cum te-a făcut, să vezi ajutorul pe care ți-l-a dat în alte încrejări, să vezi prezența Lui în micoare sau în moaște sau în sufletul tău. Și de acesta depășești și al doilea stadiu. Al doilea stadiu este probabil acela care mintea ta nu mai imaginația nu mai putează, ci totul vine la Dumnezeu prin umplerea spațiul duhovnicesc, cu gânduri bune, cu prezența lui Dumnezeu și cu nebuntări. Dacă de la, dacă de la și cu vreo cetate, mă trebuie de la cetate, pentru că ne putem o ceta mai mult. Să nu te lași răbdit, zice rezonanța cuvintelor, e de fază frumoasă, toată reprezentă foarte frumoasă. Să te lași lipit de estetic, pentru că de prima dată când am plictit de acatiste. Acatistul lui a atins că n-am înțeles nimic. Așa de frumos sună acatistul lui atins. Așa de extraordinar de teologic sună. Încât n-am rămas decât cu o idee de frumos. Așa s-a văzut. Pentru că prin frumosul mistic Dumnezeu a lucrat. General, care ne rugăm cu fără cuvinte, mai cu gânduri,
există un decalaj. Între mintea mea, imaginația mea și roasirea copilului. În general, medicii spun așa, că în momentul în care eu spun ceva în gând, spun, de exemplu, Tatăl nostru. N-am spus să-mi dă singură gândire, o singură clare. Dar epiglota, acolo bine, politice, lucrează mai încet. Să-l trage un decalaj între gândul meu și rugăciunea progresistă. Deci, chiar dacă te rogi un gând și nu îl rostești și rostești cu tine gând, chiar incomplet este bine produs ca să realizezi o rezonanță exactă între cuvânt și gând. Altfel, imaginea se dublează. Câteodată fiind gândire și odată tentativa de rostire. Deci, câteodată face mișcare foarte mică. Dar are o inerție. Și atunci e din descortață gânduri cu cuvântul și rămâi în urmă și pierzi o importanță imediată dintre gând și rostirea rugăciunii. Este o limitea noastră de părțește din rugăciune, ca tu ești ce ești pe unde. Întoarce-mă apoi. Încearcă să-ți întărești atenția, întoarce-ți aducând înapoi și un înger rugăciunii îți spune nu numai că ai pierdut rugăciunea, ci și că pune că ai pierdut. Acest înger rugăciunii spune că, să zicem, că crezi, ai ieșit de rugăciunea, ai pierdut Sfârșența rugăciunii, când ai sfârșit Duhul Sfânt Domnului. Exact, spune. Dacă această obișnuință tare, această derupere a rugăciunii este o obișnuință, în general nu mai poate spune. Și atunci pierzi și recâștigi, pierzi și recâștigi, n-ai spus nimic, n-ai avansat decât atenție. Dacă ai o atenție, o veți fi a gândului și a minții tale, atunci, într-adevăr, Îngerul se amintește unde ai încălzit, deci unde ai încălzit, deci ce s-a încălzit. Sunt niște mici exerciții care ți-a dat, ți te cambă înapoi de rugăciune. De exemplu, dacă stai în picioare, și dacă te așezi genunchi, prin aplicarea genunchilor, toată ființa ta s-a angajat în rugăciune. Numai simpla unire a bandelor tale te-a angajat din nou în rugăciune. Cel mai mic gest, semnul crucii, toate acestea contribuie la chemarea înapoi la rugăciunii mari. În felul acesta, putem cu gesturi mici, nespectaculoase, putem să chemăm înapoi Duhul Dumnezeu și Îngerul Petriului care să ne ajute să mergem mai departe cu lucrurile noastre. Sunt persoane care încearcă să locuiască rugăciunea cu rugăciunea ei. Cred că asta este pentru cine plină avansație. Am fost la Exes, sex în de unde se practica rugăciunea inimii în cer. Și adesea înlocuia rugăciunea răcernia cu rugăciunea inimii în cer, pe care spunea de 100 de ori rugăciunea, apoi altul, pe altul, apoi altul. Mi se părea că era un fel de contabilitate pe care își număra exact cât i-a spus Doamne, ne-ți iubi niște pe Iosul sau pe toată. Era un cer de cărugărețe și cred că au fel de contabilitate pe care ține lui Dumnezeu. Să știi că de fiecare i-a spus să le ia Dumnezeu. Problema este așa, fraților. Toate rugăciunile încep cu rugăciunea începătoare sau prin Sainion. Doamne de Ceresc, Sfântul Dumnezeu, ca Sfântul Părintele Tatăl nostru,
crezul, psalmul 50, rugăciunea de seară, rugăciunea de Maica Domnului. Acestea sunt rugăciunile de bază. Fără acestea, degeaba intri în rugăciune dacă nu ești mult avansat. Rugăciunea așa cum sunt Sfinții Părinții la Sfântul Munte sau în alte părți. Nu noi. Ci trebuie să-ți pregătești inima ta pentru rugăciunea cea mare. Prima rugăciune este către Sfântul Duh. Fără acest că Dumnezeu de către Sfântărie. Că se reprezentată Tatăl nostru, ca să ne întâlnim așa pe toate, toate au o destinație precisă. Adesea, aveam copii la, când eram la seminar, aveam copii și întrebam, cum este închinat în Paratea Ceresc? Nu știau. Toți făceau rugăciune, toți știau să spună în Paratea Ceresc, dar nu știau cum să trăsească. Și că este bine ca să începeți cu rugăciuni începătoare și să avansați pe măsură. Chiar dacă ai spus numărul cu cel începătoare primă, și încă o dată, și încă 10 ori, și încă de 100 de ori. Cu timpul, după ce lucrează în inima noastră și le face să mergem pe linia cea adevărată de rugăciune. De acolo poți să faci. După ce în inimă poți să faci și să găsești la cele rugăciuni. Dar cred că rugăciunea de plăzise, rugăciunea nu a creat, este lucrarea Sfântului Duh, că în inima noastră și pe care nu trebuie să o săvârșim cu toată vietatea. Când eram în închisoare, când am intrat a doua oară în închisoare, nu coseam preoție din satul Sfântului, în 78, am spus tot din școală, din sământ, din biserică, așa că am fost dat, invitat securității pentru nivel de protecție eclesială. Nu mai aveam biserică, nu mai aveam școală, nu mai aveam protecție din creier, nici un arhier nu știa să mă răspundea pentru mine. Și am simțit că sunt diavolat. Am fost arestat și pus în închisoare. Când de ani? Multă vreme a făcut rugăciuni cu elevii mei de la seminar. Ne întâlneam seara, spre seara, trebuia să mă schimb acasă. Puteam până seara pe sus, deci puteam seara. Citeam un text de Biblie, citeam niște rugăciuni. Dacă Dumnezeu punea în gura cuiva dintre noi cuvânt pentru explicarea textului biblic citit, își spunea cuvântul. Dacă nu, pleca din care era acasă. Gândindu-mi la ce-ar fi de spune să facem acolo. Și am găsit să nu se cred că știu cu adevărat să fac. Am ajuns în închisoare și am văzut că nu știam ce fac. Pentru că trăiam într-o atmosferă de spaimă, în închisoare. Eram totdeauna tulburat când mă rugam. Dar de ei mă tulburau sau chiar mă puteau ca să citesc rugăciunea. Și nu reușeam să depășesc această încredere nave din mine. Nu reușeam să fac o rugăciune. Nu reușeam să zic, Doamne, Hristoase, iubește-vă pe mine, Hristos. Deci atât de reușeam. Vreau niște încredere în mine. Și mă am dat de ceea ce spune Sfântul Maxim al Mântuitorului. Și într-adevăr, veneam cu rugăciunea, cu rugăciunea lui, așa, încercam să învăresc mintea de toate răutățile și tot ce era rău în mine, să fie rău care merg în afară. Și ajungeam de la un moment dat. Și acolo se ziceau pe pasă. O roase îngrozitoare, nu știam ce acolo. Eram îngrozitor. Și mă rugăgea speriat în afară. Până când îl luau de dată trai să mă arunc. Și așa, cum spune Iisus Hristos, dealul Iisus Hristos, că poate, uite, în ce săi se bate pe roața, nu să le ia spre
că cât de o depiară, așa să nu-mi faci cu mine. În ziua ce să mergem, care nu s-a fac. Și nu s-a reamnit nicio de depiară. Care este sensul acestei tulburări pe care o duce biserică? Care este sensul acestei tulburări pe care o bagă în inima credinciosului, care mă ucigază din femeie? Ce se urmărește? Fraților, vedeți dincolo de faptă, vedeți intenția. Așa cum Dumnezeu spune că ea înseamnă și strădania, nu mai fapta, nu mai ucigă, nu mai ucigă. Și strădania, așa cum dați seama, ce demon se ascunde în fața intențiilor actualului guvern. Nu se face nimic. Pentru că noi suntem la discreția lor, ei sunt la fel de puternici ca și pe care am zis voi, și ca și atunci, și pot să ne dezideze, pot să ne aduce în locul publicului, pot să vedem noi ce vor. Sunt întrebări care vă întreabă și oameni mai deosebiți, trăitori, cu muncești atunci. Au fost foarte mulți. Adică au fost oameni politici, au fost oameni de știință, au fost oameni... Profesor Roman, de exemplu, case cu doamna Curie, la felul de scopurile de la teatru de creție. Dar a fost creșul care a stat în închisoare, nu știu, la creșul pentru creșul. Aventura și toată lumea aceasta care a sanitat la înălțirea Sfinților. Au trebuit să fac o listă de toți care au trecut și cum am aproximat ei asupra mea. Dar au fost oameni mari și au listă. Câteva întrebări. Un problemă, dacă v-ați întâlnit sau ați cunoscut pe Valeriu Gafencu? Păi Valeriu Gafencu nu l-am întâlnit, dar el... Vreau să vă mintească pe ceva, este această carte. Ioane Andorite scrie Întoarcerea Hristos. Această carte este cea mai bună carte care s-a scris pe închisoare. Fără detalii, de idei, doresc sălbatic, așa cum s-a întâmplat în alte cărți, fără insistență pe lucrurile inclusitoare, ci această carte este scrisă în legătură cu grupul misticilor din închisoare. Acești copii au intrat la 14 ani în închisoare, sunt Antonescu, a venit invazia rusească, Antonescu nu i-a trasiat,
examinația. A venit regenii Hai și nu era ția. Lucești cu copii de 14 ani, o ceda 39 de ani, cu noră dată. Vreau să trebuie aceste copii ești pe care. Era la Chișina. Era o frățioare de cruce, adică era o organizație asta religioasă, care mi-a cer pe credință, pe cinste, pe rezistență la comunism mai departe. Și rușii veneau spre Chișinău, de profesorii a chemat și a spus așa, care era șeful de acesta de timp. Și a spus așa, aveți două șanse. Să vă dați băgut de onoare, că treci merge direct la iud, fără să treceți pe acasă, pentru că, sau rămâneți aici și moriți. S-au dat cuvântul și vor merge la iud. De atunci era o mare zăpăceală, armată, nemți care zăpăceau, românii și cum întrebate. Toți s-au dus direct la iud, cu excepția unui copil, care atunci avea 15 ani, și care nu s-a dus la iud, s-a dus toate părinții. Și au trimis în scrisoare, scrisoare, vină înapoi că ne faci râs. Țineți sentimentul de cinste și de onoare. S-a întors și a murit. Aceasta a fost educația lor. Cât de noi mai fi care și-a făcut așa ceva. Și această carte e scrisă de Anorie, care a fost cel mai apropiat al lui la fel. Ea m-a revansat acolo, de Vasile, care se ocupă exclusiv de grupul de tineri mistici care au depășit, să zic, momentul politic, momentul de ură, momentul de existență, și au dus la cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum trebuie să cunoască și dintre noi. Întrebări legate de experiența din închisoare, rugându-vă să ne spuneți cu care o întâmplare care ați trăit ajutorul lui Dumnezeu când nu mai trebuie ceva. Da. În general, în închisoare, Dumnezeu ne primea la limită. Dumnezeu ne punea la încercare la limită. Nu ne părăsea niciodată în momentul de cred. Atunci când totul era pierdut, totul părea pierdut, Dumnezeu vedea ceva să ne scape. Îmi aminte că în perioada aceea, la securitate, venise puși în țară, și bun de câteva era, am ducea o listă de încălcări ale drepturilor omului și eram tot ne-am fost pe prima pagină. Și stăteam de 6-7 luni de zile, stăteam sigură tot celulă, aveam o scândură care se dea de pat și care dimineața era ridicată la perete. Să trebuie să stai numai în picioare. Și care avea pe partea asta, care stă la perete, care stătea cu fața spre mine, avea smoală pe ea. Și am găsit o bucată de lipsos de la orifer și am început, nu știam ce să fac. Mă auzi aminte că Pascal, care a făcut, mă duc spre Jeanne, a făcut Euclidian. Și am zis să încep și eu. Și am făcut un punct și am zis că îmi dădea o infinitate de posibilități. Nesfârșit. Am făcut două punct, s-a redus cu care la un singur enigma. Și așa am decurs gândurile. N-am văzut prietul universal. Eu via spațiu pentru că mi se vrea pe ea ceva ca prapa n-am. Eu am spus că a avut o experiență aproape mistică. Trăiam într-o lume cu două dimensiuni. Și am văzut ce înseamnă o paralelă intersecant, o paralelă intersecant, am văzut ce înseamnă triunghiul, teoria triunghiilor, a toate hipotenuzei, așa mai departe. Toate le-am refuzat în decurs de 6 luni de zile. N-aveam 12. Credeți ceva de în perioada asta, ca să vă spun cum treceam timpul în afara rugăciunii. 6 luni de zile, coronel de securitate de țară, venea, am venit acolo, sau ce pericol,
capul tot timpul, că trebuie să ne învățăm de mine, că băiatul meu mă blestemă, pentru că copiii toți mergeau prin excursie, prin Bulgaria, mare lucru. Că elevii mei au fost angajați din școală, din seminar, că mă blestemă și ei. Și încet, încet, în capul meu a intrat ideea aceasta, pe care ei mă mâncau permanent. Poate de 10 ori, poate de 20 ori pe zi. Și mi-am luat servorința și posibilitatea de a pleca limpede, nu mai putea să plec. Și mi-am adus pe de mama. Și am spus, mama, toată lumea mă urăște. Toată lumea mă disprețuiește, toată lumea mă blestemă. Și tu m-ai părăsit. Și mama mi-a părut în vis. Am avea totdeauna față dumneavoastră și am trebuit. Dar de data asta era așa puțin îngrutat, împânecat. Și am zis, cum mă țin că puteam părăsit și eu? Și a doua zi, soția mea și copilul meu la vorbitor, că venise muși în țară. Asta e un exemplu. Nu ne-a lăsat Dumnezeu până când, dracolo, încât să ne rupe, să ne sfârșim de durere și de necaz. Totdeauna s-a luat Dumnezeu. Mi-am luat întrebări legate de trecem plus la altă temă. De intrare în Uniunea Europeană, dacă ce reacție trebuie să avem în partea acestei probleme? Păi asta este un pe la ea. Să când ești mai bun. Poate că la atunci de-ți fac ei să spune pe scurile. Am citit de curând viața Sfântului Nectare de Ghina. Până atunci ne-am avut senzația că episcopii sunt niște sfinți în viață, însă necazurile pe care le-a pricinuit Sfântului Nectare, episcop din Alexandria și din Rodul Egiptului, l-a făcut, ne-a ridicat să ne întrebare. Dacă acum 100 de ani era așa, ori acum cum mai e? Cum să reacționez când aud lucruri cu trebuie despre episcop? Am mai spus, nu lăsați în creanțații. Episcopi sunt și ei oameni, fac și ce, de face mai mare și sau ei fac mai mult decât noi pentru ca mai multe răspundere. Dumnezeu ne-a dat pe toți gândurile și pe episcopi de ușeni. Suntem în rețetate că destul de sfârșit cei care sunt câine din afară. Nu ai sfârșit așa. Despre rugăciune. Cineva întreabă și zice, Sfântul Paisia Ghiuitul, nu e Sfântul Ghiuitul, Sfântul Paisia Ghiuitul poate. Deci dacă sunt în mici gândurile foarte multe despre noi și pentru că ne gândim în gândurile, nici să nu primi gândurile, nu spun nu ești nimic, nu ești nimic. Și ea întreabă, și de ce să nu primi gândurile care ne spun că sunt mai, cei mai păcătoși? E bine asta? Păi că de este trebuie să ne cunoaștem viața. Trebuie să ne cunoaștem pe noi și trebuie să știm până unde putem să acceptăm că suntem prea puțini, fără disperat, că nu putem să acceptăm că suntem buni, că ale nu ne totdeauna spune că suntem prea puțini, așa e un adevărat. Dar creștinul este o religie optimistă. Dacă nu ai fost optimistă, dacă Dumnezeu n-ar fi crezut în posibilitatea noastră de educație, de facere spirituală, nu mai trebuie pe Iisus cu pace. Și întotdeauna că dincolo de puterea noastră se putea face. Și dacă lucrăm acolo cu puterea Dumnezeu, înseamnă că suntem în încercă. Sunt multe întrebări legate de iertarea de ceea ce ați făcut în Iisoare. Puteți ierta, se poate ierta? Da, am să vă spun. Am avut o experiență în privința aceasta. Cu cea mie de viață, cu care m-am apucat să scriu amintele de închisoare. Acum, vorbesc de prima închisoare. Și acum se eu că prin preoți care mi s-au trebuit de coi, am văzut de la medicină, prin cădugă, prin oameni de bine, am învățat că trebuie să fii bun, că trebuie să ierți, că dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine, că m-a putea pe cafe, de ce să mă întreb de fapte meu. Și am început să scriu. Cu cât scriam, când s-a mintea în mine, o flacără a urmă. Când eram mai neliniștit, suferam realmente.
tot scriindu-și și scriindu-și și vorbind în lume, scriu realmente de flacăra uimii. Și-am zis, care va fi folosul dacă voi scrie această carte și sufletul va fi pierdut? Și-am realizat. Am realizat până și la nume. Să nu mai aduc aminte de numele lor, să nu mai aduc aminte de faptul lor, să nu mai aduc aminte de nimic. Și-am lasă. Am fost arestat, am întâlnit credința mea și voința mea de a nu mai de a nu mai păsa pe fel de sentimente și ceilalți. Și chiar am și reușit să mă joacă atât de mult dat. Unii vreți de ce? Și poate că nu sunt cel mai, a celor mai răbdă. Sunt oameni poate că nu mai păsa. Cel este că am mutat și m-am simțit foarte bun. Avem dreptul de a ierta pe cel ce ne îndreptățește de aproapele nostru sau e o datorie să luăm atitudine, să ne opunem lui? Băi, poate tot așa zic, da. Eu m-am opus. Eu cred că trebuie să le opunem nedreptății. Așa că este bine să le opunem nedreptății, dar nu cu credință și nu cu știință.